Mircea Eliade despre Marx. De câțiva ani mă obsedează acest gând. Dacă e adevărat că Marx a analizat și demascat inconștientul social, iar Freud a realizat același lucru pentru inconștientul personal, dacă e adevărat că psihanaliza și marxismul ne învață cum să străpungem suprastructurile și să ajungem la adevăratele cauze și mobiluri, atunci istoria religiilor, așa cum o înțeleg eu, ar avea acest scop, să identifice prezența transcendentului în experiența umană, să izoleze în masa enormă a inconștientului ceea ce este transconștient. De aceea mi se pare atât de pasionant și atât de decisiv studiul simbolismului. Un simbol poate revela atât ce se întâmplă în adâncimi, psihanaliza, cât și ce este în înălțimi. Am spus ceva despre asta în capitolul simbolist de la Saint-Simon, din Mite, Reve, Mister, dar n-am explicat nicăieri până acum funcția analitică a istoriei religiilor, cum ne ajută ea să demascăm prezența transcendentului și asupra istoricului în viața de toate zilele. Când le vorbeam studenților la Fireside, le-am spus și asta răspunzând la una din întrebările în legătură cu bomba atomică. Un creștin n-ar trebui să se teamă prea mult de bombă. Pentru el, sfârșitul lumii ar avea un sens, ar fi judecata din urmă. Întocmai cum un indian n-ar trebui să se preocupe, Kali Yuga se va termina într-o regresiune în haos, iar după aceea se va naște o nouă lume și așa mai departe. Numai marxiștii sunt terorizați de eventualul final atomic, căci pentru ei paradisul se află în viitor. Paradisul n-a fost niciodată pe pământ. Ceea ce îi corespunde, aproximativ, va fi societatea de mâine, fără clase. Un marxist acceptă și asumă hecatombele fără număr numai pentru că viitorul va fi paradiziac. Toată istoria și toată suferința omenirii ar fi fără sens dacă lumea s-ar încheia înainte de a fi cunoscut eschatonul comunist. Ceea ce în Occident, prin Hegel, Marx și istoricism, e considerat singura soluție posibilă, a te recunoaște și a asuma această condiție. În India, opera istorică este considerată sclavie, suferință și ignoranță. Libertatea absolută nu se poate dobândi decât anulând karma, adică în definitiv abolând istoria. Legat de originea conceptului karma, India vedică și mai ales brahmanică valorizează actul. Universul este ceea ce este pentru că în illo tempore Prajapati l-a făcut și de atunci sacrificiul îl reface, îl susține în continuu. Universul, ca și omul, nu este, ci este creat. Ca ceva să existe, trebuie să fie făcut. Omul este astăzi ceea ce s-a făcut el singur într-o serie considerabilă de experiențe anterioare. Omul este rezultatul propriei sale karma, adică rezultatul propriei sale istorii. Dar asta e tocmai ceea ce India postvedică nu mai acceptă. Împotriva fatalității karmei se revoltă yoginii și rishii upanishadici și Buddha. Citind criticile lui Marx împotriva creștinismului, religie specifică capitalismului, nu e suficient să arăți inconsistențele și contradicțiile creștinilor,
să arăți că nimeni nu se comportă ca un adevărat creștin și altele. Căci creștinismul nu stă sau cade pentru sau prin asemenea contradicții sau inconsistențe. Creștinismul există și supraviețuiește prin mituri, simboluri, nostalgii, care răspund unei necesități profunde a omului occidental. Zadarnic e criticat creștinismul prin argumente filozofice și istorice și zadarnic se trudesc apologeții moderni să-l apere, spunând în primul rând că prin vina creștinilor creștinismul n-a salvat încă lumea. Adevărul creștinismului e înrădăcinat prea adânc pentru a putea fi zguduit și abolit. Asta cel puțin pentru încă câteva sute de ani. La Crossroads, cămin catolic pentru întâlnirile internaționale, am discutat între altele teoriile lui Teilhard de Chardin. Îmi amintesc de ce spunea în ianuarie 1950 în legătură cu necesitatea reînnoirii dogmelor. Biserica, îmi spunea, e ca un crustaceu. Trebuie să-și lepede periodic ghioacea ca să poată crește. Marea lui încredere în progresele științei, creierul electronic face singur în câteva clipe munca unei duzine de matematicieni timp de 100 de ani. Instrumentul științific ajută omul să înghită timpul și să cucerească spațiu. Asemenea, progrese științifice pentru Teilhard de Chardin aveau și o funcție religioasă. Cosmosul întreg, cel al galaxiilor și nu cel al lumii greco-romane, va trebui să cunoască misterul cristologic. Ce m-a impresionat mai mult din convorbirile cu Teilhard a fost răspunsul la întrebarea pe care o pusese. Ce înseamnă pentru el nemurirea sufletului? Greu de rezumat. În câteva cuvinte, după Teilhard de Chardin, tot ce poate fi transmis și comunicat, iubire, cultură, politică, nu trece dincolo, dispare odată cu moartea individului. Dar rămâne un fond ireductibil, incomunicabil, mai precis, imposibil de a fi exprimat sau comunicat, și acest fond misterios, incalculabil, trece dincolo, supraviețuiește dispariției corpului. Interesantă teorie, pentru că pare a implica Pierre de Chardin dacă s-ar ajunge odată să se poată comunica și transmite absolut toate experiențele umane. Nemurirea ar fi inutilă și atunci ar înceta. Ceea ce îl interesează pe Pierre de Teilhard este principiul conservării experiențelor umane. Nimic nu trebuie să se piardă. Orice experiență trebuie exprimată prin limbaj sau prin cultură și astfel e recepționată și păstrată în nouă sferă. Reînvierea corpurilor, mântuirea materiei, eforturile teologilor creștini de a apropia spiritul de materie, toate acestea pregătesc și anunță în creștinism civilizația modernă. Interesul modern, începând cu renașterea, pentru substanță, materie, lume. Tot așa cum, de altfel, am mai spus-o în altă parte, prin polemica sa antipăgână, creștinismul a desacralizat cosmosul, vechi receptacul al hierofaniilor și al teofaniilor, și a făcut posibil studiu obiectiv, științific al naturii. Nu se putea studia cantitativ o substanță susceptibilă de a se transforma pe nesimțite într-o hierofanie. S-ar putea ca marxismul și interpretarea materialistă a istoriei să fie ultima încercare a omului. Încercare, adică riscul de a dispărea. Așa cum a fost cât pe aici să se piardă de atâtea ori în preistorie.
sau cum riscă să dispară astăzi prin armele termonucleare. A gândi ca un materialist sau ca un marxist înseamnă a renunța la vocația primordială a omului, prin urmare a dispărea ca om. Dar nu este inutil că această tendință și acest risc există. E chiar bine ca omul să trăiască cu conștiința dispariției sale iminente ca om. Frică egal suferință inițiatică. Am sentimentul de a fi descoperit în doctrina și ritualurile inițiatice singura posibilitate de a mă apăra împotriva terorii istoriei și a disperării colective. Vreau să spun că dacă vom reuși să experimentăm, să ne asumăm sau să valorificăm teroarea, disperarea, deprimarea, aparenta lipsă de sens a istoriei, ca tot atâtea probe inițiatice, atunci toate aceste crize și torturi vor căpăta un sens, vor dobândi o valoare și vom fi cruțați de disperarea universului concentrațional. Noi găsim o ieșire, noi transcedem astfel istoria, trăind-o în modul cel mai autentic, asumându-ne, deci, toate obligațiile momentului istoric. Desprind puțin la întâmplare din vocabularul proceselor comuniste. Titoist, trotskist, asasin, agent al imperialismului. Sunt aici categorii, caractere, arhetipuri care nu corespund personalităților umane istorice. Ai impresia că în procesele sovietice se înfățișează la judecată nu oameni, indivizi, ci tipuri, arhetipuri, personaje, exact ca în orizontul anistoric al societăților arhaice, conform Le Mythe de l'Eternel Retour. De unde vine această nevoie de a identifica indivizii istorici cu un caracter arhetipal, mitic, de a transforma omul concret în categorie exemplare? Să fie aceasta o reîntoarcere la gândirea arhaică populară sau tocmai propaganda politică este condamnată să regăsească și să folosească din nou categoriile mentalității populare? După o lungă perioadă mitologică și o scurtă perioadă istorică, suntem în pragul unei epoci biologice, economice. Omul va fi redus la condiția de termită, de furnică. Mi-e imposibil să cred că el va reuși. Dar timp de câteva generații, sau poate mai multe mii de ani, oamenii vor trăi ca furnicile. Discuția noastră la seminar avea ca temă ce semnifică omul istoric. Mai întâi aceasta. Suntem rezultatul unor evenimente ce nu mai pot fi abolite. Suntem ceea ce suntem pentru că înaintea noastră, cu sute de mii de ani înaintea noastră, s-a întâmplat un lucru sau altul. Dar așa zisul om anistoric, primitivul, omul civilizațiilor tradiționale, se consideră și el rezultatul anumitor evenimente decisive care au avut loc mult înaintea lui, in illo tempore. Aceste evenimente constituie istoria mitică a clanului. E vorba totuși de două modalități deosebite de a fi constituit. Primitivului, miturile îi dezvăluie acest eveniment exemplar care l-a făcut ceea ce este astăzi. Evenimentele exemplare, adică crearea lumii și a omului, fondarea de către ființe supraumane a instituțiilor civile și religioase și altele. Se poate spune că primitivul se asumă ca rezultatul unei istorii culturale,
miturile îi revelează cum au fost fondate instituțiile. Istoria culturală și, ca atare, istoria paradigmatică. A te recunoaște ca rezultatul evenimentelor istorice, în sensul modern al termenului, înseamnă să te consideri produsul tuturor libertăților și extravaganțelor înaintașilor și contemporanilor tăi, și în mod particular produsul fanteziilor și al nesăbuințelor celorlalți. Român, sunt cum sunt, mă găsesc unde mă găsesc, nu numai pentru că Traian a cucerit Dacia și pentru că occidentalii nu s-au înțeles între ei pentru a rezista victorios în fața lui Bayezid, dar și pentru că au existat Genghis Khan, Stalin, Hitler, personaje care sunt departe de a fi paradigmatice în sensul primitiv al funcției, dar cu adevărat creatoare al istoriei, prin libertățile lor demente și sângeroase. Subiect de roman. Peste câteva sute de ani, în Europa răsăriteană, popoarele care o locuiesc astăzi au fost exterminate prin războaie, depărtări și altele. Din fiecare popor, supraviețuiesc numai câteva mii de indivizi care trăiesc în rezervații, la fel ca indienii americani din zilele noastre. Povestirea începe când un grup de oameni generoși din națiunea ocupantă, ocupanții nu pot fi decât euroasiatici, încearcă să obțină condiții mai omenești pentru autohtoni. Prin conferințe, cărți, articole, dar de asemenea și prin intervenții pe lângă autorități. Se face elogiu polonezilor, ungurilor, românilor, sârbilor și alții, în maniera în care John Collier vorbește astăzi despre triburile Choctaw sau Creek. Se amintește că supraviețuitorii acestor popoare n-au de ce să roșească pentru cultura și istoria lor, chiar dacă această cultură este anacronică. Am impresia că îmi petrec o minunată vacanță. Regăsesc soarele, florile, insectele, calmul seninătății mediteranei. O existență semnificativă, nu încă detașată de cosmos, o viață concretă apropiată de pământ, unde pomii, florile, anotimpurile joacă un rol important. Ca și cum ar fi atâtea uși care se deschid spre o lume mai bună sau, pentru a folosi o altă metaforă, cifrele altor realități transcendentale. Scriu foarte repede un lucru care ar merita să fie îndelung meditat și scris pe îndelete. Un cititor marxist care ar citi aceste rânduri, ar putea spune că reveriile mele nu sunt decât evaziuni nesemnificative într-o lume ireală și așa mai departe. Dar e vorba de cu totul altceva, de o anumită bucurie de a trăi, de o înțelepciune a corpului și de un sentiment de solidaritate, de fraternitate cu ființele vii și plantele acestei lumi. O existență grea, concretă, încărcată de semne. Aceasta nu semnifică în mod neapărat o evadare din istorie. Aceasta înseamnă doar că istoria nu poate satisface ea singură toate dimensiunile existenței. Asta semnifică de asemenea că din opoziția dintre istorie și natură s-a tras concluzia eronată că orice solidaritate cu ritmurile cosmice este nedemnă de un om autentic. În fond, întreaga problemă a raporturilor între ceea ce este natural și ceea ce este istoric în om
ar trebui să fie examinată cu aceeași gravitate cu care o punea teologia în dezbaterea raporturilor dintre natură și grație.